thank you Bună seara, este Miercuri, ora 22, emisiunea Cabala 100%. Te invit să fii parte din comunitatea emisiunii noastre pe Facebook Cabala 100%. Te invităm să participi la meditațiile deschise ale Academiei de Cabala și Spiritualitate Modernă BADEL în fiecare dimineață la 5.45 și în fiecare seară la ora 21. Vorbim astăzi despre suflet. Care este, care este rolul lui în, în viața noastră? Este a doua parte a acestei dezbateri, ca să o numim așa, pentru că atunci când vorbim despre Suflet, nu suntem niciodată singuri. Știm că atunci când mâncăm, hrănirea corpului este modul în care noi ne alimentăm această carcasă în care trește sufletul nostru, dar hrănirea sufletului este cea care ne permite să prosperăm. De cele mai multe ori, pantofarul merge, fără, merge de sculți, zidarul nu are propria casă, omul care se ocupă de sănătatea corpului, el este cel care are de-a face cu lipsuri în ceea ce privește sănătatea, ei bine, toate au la bază echilibru corpului și nimeni nu este vaccinat în traseul său de a urca sau a într-o relație cu sufletul, în a fi într o stare de fericire sau într o stare de mai mică fericire cu sufletul, singura diferență o face cu adevărat cunoașterea regulilor universului, cunoașterea principiilor pe care le are universul, atunci când vine vorba despre suflet. Vorbim despre Cabala, este știința care studiază primirea Sufletului de către om și atunci când vorbim despre asta, întotdeauna știm că dacă în Suflet trăiește Dumnezeu și Dumnezeu este cel care ne-a creat Sufletul și nu are nimic de-a face cu religia, are de-a face cu felul în care am venit pe această planetă, ei bine, dacă Dumnezeu este imaterial și invizibil, și Sufletul este imaterial și invizibil. Și întrebarea este, cum este cu putință ca ceva pe care noi nu-l vedem, nu-l simțim, nu-l știm să ne coordoneze atât de tare sufletul? De cele mai multe ori ignorăm complet partea de suflet și considerăm că dacă nu tărim, dacă nu după noi un picior o mână, dacă cumva nu este vreo problemă la vreun ochi, dacă nu s-a întâmplat ceva cu vreo ureche sau nu este ceva care este vizibil, faptul că te doare sufletul, faptul că cineva este ușor nebun sau, eu știu, își pierde mințile ușor, dacă tăcem din gură, dacă ne îmbrăcăm frumos și facem frumos, poate putem să ascundem durerea. Pe care o avem, temporară sau netemporară, și nebunia în care trăim, pentru că suntem în stare să ne pierdem mințile la cea mai mică întrebare sau la cel mai mic, apropo, care atinge o latură sensibilă a sufletului nostru. Cum este posibil ca ceva care este invizibil, ceva care de fapt nu poate fi atins, să doară atât de tare, să doară în tot corpul, să nu știi de unde să începi, să nu știi cum să te ocupi? Și cum este posibil ca un organ pe care, dacă îl cauți, pentru că până la urmă. Sufletul este un organ, nu-i așa? Cum este posibil să ajungi din dragoste sau din durere să-ți pierzi de-a dreptul mințile, să nu mai ai chef de nimic, să ai de toate și să fii cel mai nefericit om de pe planetă? Deci, practic, hrănirea Sufletului și aceste reguli care se ocupă de hrănirea ceva care este invizibil, cu energie care vine de la Dumnezeu, care și el la rândul lui este invizibil, acesta este secretul, am vorbit și în prima parte a emisiunii, acesta este secretul. Uh, acesta este secretul de fapt de a reuși în viață. Pentru că fără un suflet fericit, fără un suflet care să-și păstreze copilăria, să exceleze, să fie extraordinar în ceea ce face, foarte greu reușim să fim iubiți, să ne integrăm, să deschidă de uși, să vină către noi chestii nemaipomenite și îți dai seama că sufletul este așa când tu găsești cât mai multe zone să fii fericit și să fii mulțumit de tine. Este o zonă, este cabala, se ocupă de perioade energetice și există o perioadă energetică care se numește donație caritate, care se ocupă se ocupă de cât de frumos este sufletul atunci când dăruiește, când intră în zona de în zona de channeling, când produce lumină și când din ceea ce producem noi putem să dăruim și altora. Ei bine, acolo se face o referință la legătura dintre Moise, da, uh, uh, marele profet, hai să-l numim profet, da, uh, între Moise și întâlnirea cu Dumnezeu, este singurul care a petrecut cu Dumnezeu timp de 40 de zile pe Muntele Sinai, iar acolo, de fapt, în acest contact în care divinitatea care o fi fost ea, noi știm că a fost Dumnezeu, dar o numim așa care o fi fost ea, a vorbit cu Moise și a spus, vorbim de lumină, da, și a spus lui Moise, construiește o, un acoperiș în interiorul tău ca să pot locui în tine. Acela a fost un foarte mare secret dăruit de lumile superioare omului, în așa fel încât noi să știm că în fiecare om, atâta vreme cât există suflare, Dumnezeu locuiește acolo. Da? Este foarte important că atunci când vine vorba despre chestiuni care se referă la, la spirit, ceea ce este în interior este cel mai important și contează cel mai mult. Bineînțeles că trebuie să învățăm în decursul vieții să putem să facem o diferență. Între partea de întuneric care vorbește din noi, cea care se referă la, la ego, și cu adevărat partea de lumină care vorbește din noi, ori de câte ori ego se ridică, ori de câte ori ego are ceva de spus în noi, se deghizează în vocea interioară, se deghizează în partea noastră de spirit, apare în noi și ni se pare că Universul ne vorbește, ni se pare că este vocea noastră interioară, ni se pare că așa am simțit-o la ora respectivă, când de fapt, după ce ne-am rostogolit foarte mult în întuneric, nu facem diferența între întuneric și lumină, nu facem diferența între spirit care ne vorbește și ego care poate să fie lene, poate să fie amânare, poate să fie jignire și atunci uităm de fapt scopul pe, pentru care trăim și ne apucă cheful să punem la punct pe unul și pe altul și să le arătăm că ne doare că suntem jigniți, că nu am fost tratați așa cum se cuvine. Și da, spiritualitatea și secretul la tot ceea ce este, stă în chestiunea spiritului Ceea ce este în interior, și faptul că eu mă pot uita mai întâi la ce am primit și nu la ceea ce dau, faptul că eu mă pregătesc pe, ca pentru fiecare lucru pe care îl primesc să trăiesc într-o zonă de recunoștință, acel lucru primează. Este atât de important și este atât de greu de făcut de cele mai multe ori, uităm să facem asta chiar față de prieteni sau mai ales față de, față de, uh, față de părinții noștri. Da? Uh, foarte multă lume vine și spune am o viață foarte ocupată, am o viață plină, nu mai am timp liber deloc, de unde să mai găsesc timp să îmi investesc timpul și tot ce am să investesc în spiritualitate. Fără spiritualitate nu putem realiza nimic, nu putem face nimic fără spiritualitate, nu existăm fără spiritualitate, fără satisfacția spiritului suntem absolut zero. Practic, cu asta am și început emisiunea, hrănirea corpului este modul în care supraviețuim, dar nu putem. Este cu adevărat supraviețuire, da? ca să nu ne deconectăm de la energia divină, dar, de fapt, ceea ce face legătura între noi și Divinitate este ceea ce ne permite să prosperăm. Iar o viață lipsită de prosperitate, o, o viață lipsită de uh, bucurie. O viață lipsită de decizia de a te bucura și de a reveni pe canalele care ți-au dat fericire este ceea ce ne îngroapă înainte de vreme. Lucrurile care ne pot duce către, către uh, suflet, bineînțeles că țin de meditație, lucrurile pe care le putem face noi cu noi, sunt lucrurile care țin de meditație, de rugăciune. Plimbările în aer liber, lucrurile care ne fac să ne fie bine, este absolut obligatoriu să găsim măcar un moment în natura asta agitată pe care o avem, să aflăm. Cine suntem cu adevărat în momentul respectiv. Este vorba, de fapt, de lumina noastră interioară și cât de mult strălucește lumina noastră interioară. Câteodată nu există nimic mai puternic decât să apeși acel buton de pauză și să-ți găsești sufletul să vezi dacă ce ai trăit în, viaț în, 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 în viața de zi cu zi, ce ai trăit până în momentul respectiv, este suficient ca să ne lumineze și să ne transforme într-o zonă mai bună. Uh, Cred că nimic, niciun moment nu este mai important decât momentul prezent pentru a face din sufletul nostru o prioritate. Fără suflet nu ne putem îndrăgosti, fără suflet nu putem vorbi, fără suflet nu ne dăm seama ce lipsește în corpul nostru. Fără, fără a ne opri din toată agitația asta de zi cu zi, ne pierdem cu totul, iar corpul deconectat de suflet se îngrașă, se hidoșește, dacă există cuvântul acesta în limba română, îmbătrânește înainte de vreme și nimic nu poate să te ajute să întinerești decât regăsirea propriului suflet în așa fel încât să poți lua decizii care să fie în concordanță cu sufletul. Bineînțeles că există cabă la care vine să explică de cele mai multe ori când oamenii ți explică lucruri legate de suflet, pentru că o parte par extrem de complicate, iar altele par extrem de simple, ți este foarte greu să faci legătura și să înțelegi că cea oprire de un moment poate schimba totul. Când sufletul este hrănit, corpul strălucește puternic. Când există satisfacții pe care le ai din viața ta, chiar dacă alții nu le văd, chiar dacă alții consideră că nu asta este regula, când ai un trecut așa cum îl ai, fiecare știe foarte bine viața, fiecare știe ce are de făcut, unele lucruri fac sens, altele lucruri nu fac sens, pentru că fiecare, în funcție de cât cunoaște sufletul, așa pune în practică și așa își rezolvă lucrurile. Cert este că sufletul trebuie hrănit de ceea ce te face, îți dă bucurie și te face să te simți cât mai bine. Cu fiecare persoană pe această planetă care acordă importanță propriei lumini și ca, propriilor cadouri pe care le-a primit la naștere, lumea devine mult mai strălucitoare datorită acestor lucruri. Există, trăim pe o spirală care este ascendentă și, practic, ne învârtim, da, este ca un fel de cerc, dar vorbim despre o spirală și cu fiecare trecere, cu fiecare lucru pe care îl obținem, urcăm și ajungem să strălucim. Deci, practic, ne putem, a, putem, să ajungem în situația în care să ne cunoaștem sufletul prin simplu fapt că el strălucește, doar atunci când strălucește, noi putem să citim ce spune sufletul nostru. Atunci când suntem puși la încercare, atunci când vrem să avem dreptate, atunci când tragem pe spuza noastră, atunci când vrem să demonstrăm ce am făcut, uh, pur și simplu ne uităm doar la momentul prezent sau la călătoria care a început cu câțiva zeci de ani înainte și practic ignorăm călătoria care a început cu mii de ani în urmă, atunci când vorbim de reîncarnare, de reîntrupare, ignorăm călătoria familiei atunci când punem întrebări de genul de ce doar eu din familie trebuie să fac asta, de ce doar mie mi se întâmplă, de ce doar eu trebuie să mă ocup, pentru că fiecare trezire și fiecare preocupare de propriul suflet cu cât ajunge la o, la o, la o profunzime și la o adâncime mai mare, cu atât încercările sunt mai mari. Toate, toate viețile noastre sunt întorsături, ca și cum am lucrat la o oală și suntem olari. Roata aia se învârte, iar întorsăturile în viață sunt toate băgate în oala aia în care noi la ora asta trăim, mi se pare că este doar o oală, este mai mult de atât. Este o cale divină pe care noi, pe care noi o parcurgem și ceea ce facem cu sufletul nostru. Cum îl regăsim, cum îl punem în practică, cum îl facem să fie fericit. Grija pe care o avem pentru sufletul nostru este extrem de importantă. Bucuria este gândul despre Univers. Povestea asta în care spunem Universul mi-a trimis, Universul mi-a făcut, ele sunt acolo întotdeauna. Faptul că noi reușim să le vedem, faptul că noi ne conectăm la ele, faptul că noi suntem fericiți cu tot ceea ce trece peste noi. Asta este o trezire pentru că Universul este acolo întotdeauna, Universul ne trimite lucrurile întotdeauna. Noi suntem chiori, ciungi, orbi, nu le vedem. Ne luăm la trântă cu Universul, considerăm că el nu a făcut tot ceea ce vine către noi. Dacă am luat-o din lumină sau din întuneric, așa au vrut, așa au vrut, hai să spunem, astrele, așa au vrut lumile superioare ca noi să le experimentăm. Ajungem în viața de zi cu zi atunci când nu evoluăm spiritual, să ne petrecem majoritatea zilelor și să ne confruntăm cu lucruri de, de mică importanță spirituală. Ajungem să dăm deoparte lucrurile care ne fac fericiți ca să facem niște lucruri pentru că așa este corect și pentru că așa par ele a fi cu dreptate în viața de zi cu zi și mai ales când ajungem să ne dăm cu, per, cu părerea despre alții, îi judecăm pe alții prin propria noastră prismă. Practic, putem permite ca viețile noastre să ne consume în loc să ne construiască. Deci, nu de aceea am venit pe lumea asta, suntem, într -un, suntem într -un, în fiecare moment al vieții noastre, avem întrebarea de ce am fost creați, pentru că există în viața noastră mult mai mult de atât. Ne-am născut nu doar pentru a exista, ne-am născut să trăim o viață plină de bucurii și împliniri nesfârșite, iar câteodată avem în viețile noastre niște pauze. Avem în viața noastră, avem în viețile noastre niște alegeri pentru că nu putem mai mult, iar alegerile, alea, alegerile acelea ne țin într-o stopare cumva și nu ne lasă să evoluăm. Provocările pe care le avem în viață sunt legate întotdeauna de o viață anterioară. Atunci când ne blocăm într-o anumită situație și nu reușim să mergem mai departe, este clar că sunt blocări. Dacă ne uităm în viața noastră și vedem că nu le-am depă depășit, e clar că vin dintr-o viață anterioară, este clar că ne-au fost sădite în sufletul nostru și că trebuie făcut un efort mult mai mare pentru a reuși. Și este clar că, și din familia din care am venit, avem lucruri ori de învățat, ori de corectat pentru a le putea face față. Cea mai mare libertate pe care sufletul omului poate să o aibă este aceea că ceea ce se întâmplă. Se întâmplă pentru propria noastră creștere și pentru propriul nostru beneficiu. Este foarte greu când ni se pare că suntem puși la punct, când credem că ni se cuvin lucruri și nu le primim, când sufletul este trist, să te gândești, dar ce am eu din toată treaba asta? Dacă te uiți doar acum, nu ai nimic. Dacă ai reușit să extragi de acolo un beneficiu, o chestie care poate fi lumină, ai foarte mult. Există legile karmice ale vieții, în Cabala se numește Tikun, dar cuvântul karma este mult mai cunoscut și se știe ce este cu el. Există legile karmice ale vieții care ne învață că tot ceea ce dăm se întoarce la noi într-un mod sau altul și dacă dorim să avem mai multă iubire în viața noastră, trebuie să o oferim. Dacă dorim să avem mai multă liniște în viața noastră trebuie să oferim. Dacă dorim să avem susținere în viața noastră trebuie să oferim. Dacă dorim să avem prieteni trebuie să oferim. Acum în funcție de ce avem de reparat în această viață, timpul în cabala care este perioada dintre cauză și efect, Poate să dureze foarte mult până ne punem pe picioare, sau din potrivă, dacă ajungem în zona de manifestare, putem să o manifestăm foarte, foarte repede și să ne trezim că doar pentru că ne-am gândit la ceva, lucrurile vin la noi. Întotdeauna când facem meditații, pentru că meditația se ocupă de suflet, trebuie să fim deschiși să călătorim prezent, trecut și viitor, pentru că în lumile superioare. Nu există trecut, prezent și viitor, există, nu există așa ceva, există doar un timp, lucru a fost demonstrat de Albert Einstein, da? prin, uh, prin uh, teoria relativității. În schimb, aici, în lumea în care trăim, există trecut, prezent și viitor. Trecutul nu mai, poate fi trecu, nu mai poate fi trăit încă o dată, prezentul este extrem de important și, în funcție de cum ne trăim prezentul și extragem și forăm lumina din trecut, putem să ne construim viitorul. Uh, Totul stă în mâinile noastre să înțelegem și să fim, să fim dispuși să înțelegem un pic mai bine de unde am venit. Cândva lumea nu se ocupa de spiritualitate, astăzi legile Universului și toate vin din Cabala, pentru că Cabala a fost prima. Astăzi legile Universului sunt cunoscute de oameni, am învățat să le recităm, este mult mai bine de cum era în urmă cu ani, da? Dar cu toate acestea, lumea vine și așteaptă cumva ca lucrurile să se întâmple într-o teorie, fără a înțelege că trebuie să ne scufundăm într-un prezent plin de vibrație, pentru că sufletul, limbajul sufletului este vibrația. Este foarte important să înțelegem de unde am venit, așa încât să putem să știm cum mergem mai departe. Ce ne-a plăcut să facem, cine suntem, care sunt visele noastre, ce ne place să jucăm, care este cea mai strânsă legătură cu viața noastră, pe care Sufletul a simțit-o în copilărie. Majoritatea dintre noi nu mai avem amintiri din copilărie sau trebuie scoase cu forcepsul. Când fac dezvoltare personală cu oamenii, majoritatea fug de amintirile din copilărie, nu înțelegem rostul lor, nu înțelegem ce să facem cu ele sau nu mai avem amintiri deloc. Gândește-te acum un pic. Câte amintiri ai din copilărie? Pentru că dacă n-ai fost iubit, nu ți s-a dat întâietate, n-ai fost pus pe prima linie, dacă întotdeauna ai fost cel care ai fost nedreptățit, te trezești că tu nu ai amintiri despre, despre copilăria ta. Și, practic, copilul nostru interior este cel care are acces la fereastra trecutului nostru și ne poate oferi detalii de care avem nevoie. În copilărie, dacă nu reușim să ne aducem aminte ce ne-a făcut fericiți, care au fost visul care ne-a ținut în viață, ce am vrut să facem cu viața noastră, și mulți dintre noi nu sunt în stare să-și aducă aminte ce și-au dorit, pentru că nu au avut un vis, pentru că au trăit într-un mod în care au părut că tot ceea ce spun ei nu este important, sau din potrivă s-au ambiționat și au decis că vor face ceva cu viața lor. Este, este un lucru important legat de suflet, indiferent unde te afli. Este, este faptul că trebuie să știm că unde ne aflăm repre, reprezintă un punct culminant a tot ceea ce am fost, și chiar dacă ne simțim undeva jos, acest punct culminant este absolut esențial. Pentru că trăim pe umerii vieților anterioare, sufletul nostru știe exact de unde a venit. Uh, am să mai repet o dată povestea Sufletului. Atunci când Sufletul decide să vină la întrupare, uh, două celule de la mamă și de la tată se iubesc, indiferent dacă ești rodul unei iubiri sau rodul, nu știu, unei, unei nopți de beție și asta nu te lasă să trăiești în viața, să trăiești cum trebuie, faptul că poate părinții nu te-au vrut și până la urmă te-ai născut împotriva voinței lor sau te-au dorit foarte mult, da? Uh, niciodată o viață nu se naște decât dacă este binecuvântată de Dumnezeu, și chiar dacă noi nu vedem rostul, faptul că este binecuvântată de Dumnezeu te ajută să vii pe această planetă, și tu să poți să-ți faci un rost și un drum pe această planetă este, este atât de important. Trăim pe umerii vieților anterioare, iar sufletul nostru este rezultatul a șapte generații înaintea noastră și este, gen, este, este rezultatul a tuturor vieților anterioare și a tuturor anilor pe care am trăit până în momentul de față. Este, suntem în sumarea a tot ce am știut, am tot ce am experimentat și până în momentul în care ne naștem. A, Copilul, sufletul copilului care se află în burtica mamei știe absolut tot până în momentul în care copilul se naște. Arhanghelul Gabriel vine și sufle exact pe zona asta între nas și buze și în acel moment uităm absolut tot, primim o tabula rasa, primim o tablă absolut goală pe care noi ne putem înscrie viața cu iubire, cu entuziasm, cu tot ce avem de făcut și cu curiozitate să experimentăm viața. De aceea Bunătatea cu sufletul nostru, ambiția care este partea de ego pozitiv, da? dorința, deciziile pe care le ai atâta vreme cât știi că poți să faci față și poți să tragi, provocar, provocările cu care ne confruntăm, fac parte dintr-o poveste foarte lungă care, atâta vreme cât o trăim, încă se joacă. Câteodată credem că ne-am ocupat de lucruri, câteodată. Cum spuneam, exact omul cel mai puternic ajunge să vadă că lucruri din trecut îl trag înapoi, că se luptă cu el ca să obțină, să se echilibreze, să meargă mai departe. Suntem într-o piesă de teatru pe care o jucăm, cu, to cu toții avem partea noastră cea de interior când suntem doar noi cu noi și partea pe care o jucăm când suntem în afară. Sunt fațete diverse a sufletului, o, o, o recunoaștere o, și o asumare a lucrurilor. O, un umor pe care poți să-l ai când vine vorba despre tine. o simțul umorul, este foarte important să nu te iei foarte în serios și să poți să-ți asumi viața și să poți vorbi și să-ți aduci aminte unde ai fost, unde ai venit, să poți să fii recunoscător. Pentru ce ai obținut este atât de important. Suntem un vas frumos pentru că ne-a creat Dumnezeu, dar suntem în pregătire. Trebuie să permitem vieții să ne modeleze, indiferent unde suntem și unde am ajuns. Și, practic, uh, suntem o poveste lungă de a sufletului care acoperă mii de ani. E foarte greu de crezut așa ceva, când ai 20 de ani, când ai 40, când ai 50, când ți se pare că mai ai câțiva ani și ajungi la 60 de ani, când ți se pare că ai doar 3 ani și ajungi la 20, ți-e foarte greu să crezi că tu ești o poveste care se desfășoară de mii de ani aici și că, de fapt, tu ai inclusiv lucrurile foarte grele care ți s-au întâmplat, să gândești cu ele, cu acel creier mare a tuturor vieților și să-l procesezi cu sufletul prin care ai trecut prin toate viețile. Partea de umanitate se așează peste tine și ca să poți trăi în stilul lumilor superioare, păi chiar, trebuie să ai o viață izolată, să nu ajungă la tine contactul cu alții, ca să poți trăi doar după regulile lumilor superioare, dar și atunci, dacă trăiești într-o asemenea retragere, este clar că nu ai parte de o viață într-o societate modernă în anul 2024, da? Atâta vreme cât trăim, sufletul nostru, pentru că sufletul nostru este o operă de artă cu acest istoric de mii de ani, atâta vreme cât trăim, suntem o operă de artă, dar nu suntem o operă de artă terminată. De aceea, ce facem cu timpul nostru și cu, cât, cât ne iubim sufletul, cât de bine ne, stă, ne stăm în sufletul nostru și reușim să rezolvăm niște lucruri, ne poate ajuta cu cât mai multe lucruri încheiate, cu atât mai mult uh, acest suflet este pus. Este pus într-un vas în care poate înflori. Suntem un vas frumos atâta cât trăim, dar el este în pregătire până în ultima zi a vieții noastre. Deci, practic, Sufletul trăiește într-un vas, pereții vasului cresc, Sufletul se adaptează să poată intra la încercările vieții. Deci, practic, viața vine să ne modeleze. Câteodată vine cu cadouri, câteodată vine cu corecții, câteodată vine cu, uh, cu Încercări serioase care trebuie trecute, iar noi este de datoria noastră să extragem din fiecare situație ceea ce face bine sufletului nostru. Câteodată trebuie să ne ținem tari, câteodată chiar trebuie, poți să-ți să se spună, ok, muncești prea mult, tragi prea mult, fi mai așa, fi mai așa. Fiecare își vede viața în funcție de cum trăiește. Fiecare își vede viața în funcție de cât a obținut. Fiecare își vede viața în funcție de visele pe, că, pe visul pe care îl are, da, în viață. Doar noi știm exact, atunci când lucrăm cu noi și lucrăm spiritual, Câtă putere, câtă forță, ce putem să facem cu Sufletul, ce pretenții avem de la noi, pentru că odată ce Sufletul clachează, foarte greu îl putem aduce, să-l punem din nou în formă de funcționare. Și da, acest tandem din viața de zi cu zi și Suflet este extrem de important și câteodată acest lucru este cel mai greu de ținut în, în frâu. Câteodată unele lucruri par să întârzie, câteodată unele lucruri par că Sufletul nu le procesează pare că așteptăm prea mult între ideile pe care le avem și punerea în practică, pentru că vrei să alergi să le pui repede, repede în practică. Câteodată trebuie răbdare cu procesul în care ne aflăm, pentru că fiecare întâlnire și fiecare experiență pe care o avem are un sens mai mare și este creat și este menit să ne facă sufletul din ce în ce mai frumos, iar procesul nostru este un proces de răbdare. Câteodată avem foarte multe starturi care se referă la sufletul nostru, altă dată avem foarte multe, dintr-o dată vin unele peste altele și încheiem procese și proiecte și lucruri pe care le-am făcut de foarte multă vreme, câteodată putem mai mult, câteodată putem mai puțin și câteodată avem câte ceva care ne ține sufletul într-o amorțeală și într-o lipsă de chef și acel lucru trebuie pus în față și trebuie să ne ocupăm de acest lucru. Sufletul are niște rotițe. Oamenii din jur nu trebuie să le înțeleagă neapărat. Câteodată vorbim despre lucruri, și cei din jur consideră că trebuie să-și dea cu părerea, și că nu este atât de important. Când un om vorbește despre ceva. Înseamnă că Sufletul lui are nevoie de asta. Înseamnă că Sufletul lui este dor de asta. Înseamnă că se cunoaște foarte bine și știe ce are de făcut. Sunt niște rotițe care trebuie puse în, în mișcare pentru ca energia să se întoarcă, să poți să-ți accesezi acea energie și iubire de viață așa cum ai avut-o în adolescență. Deci este nevoie de aceste rotițe pentru a se învârti, iar povestea Sufletului nu este altceva decât o epopee foarte lungă. Și este departe de a se termina. Nimeni nu știe mai bine decât noi ce avem nevoie. Dacă câteodată vorbim despre lucruri, și poate în prezența unor oameni, pur și simplu trebuie să încetăm să mai vorbim despre niște lucruri, pentru că ei simt nevoia să-și spună părerea. Nu este nevoie de părerea lor, este nevoie de prezența lor, este, este un parteneriat pe care îl facem. Sufletul din, sufletul din noi vorbește și ne spune ce anume ne-ar face fericiți. Nu pe toată lumea ne face fericiți aceleași lucruri, pentru că dacă asta ar fi fost, dacă toată lumea ar fi fost cu adevărat egală. Comunismul ar fi reușit în România, nu-i așa, și în toate țările comuniste. Ori comunismul nu a reușit pentru că, oricât a încercat comunismul să ne pună pe aceeași idee și pe aceeași bază, de fapt, nu a reușit pentru că sufletele sunt diferite. Neomarxismul, neocomunismul care se pare că se conturează, încearcă să lucreze exact la partea de suflet și joacă rolul de, de Dumnezeu. Aici este. Partea din noi care luptă pentru fericire și faptul că trebuie să ne opunem acestei căi care se, care se care coboară către noi. Partea de suflet este în permanență legată de divinitate. Uh, Rolul Sufletului în viața noastră este să ne țină în stări de fericire, în stări de entuziasm, să căutăm lucruri care să ne pună din nou în rotițe, să ne pună roțile în mișcare, să ne lumineze ochii, să ne lumineze Sufletul. Și da, perioadele energetice despre care vorbește Cabala, fiecare perioadă coboară sub forma unei combinații de litere. La care dacă noi ne conectăm și dacă noi medităm cu sufletul și cu ochii minții, dacă ne conectăm și medităm pe ele, ei bine, sufletul are posibilitatea să-și găsească bucuria și să poată străluci și aici vine partea, de fapt, secretul cel mare din Kabbalah, cum ținem sufletul, cum ține sufletul conectat într-un mod constant, conectat la partea de energie, care poate coboră lumină și care poate transforma sufletul nostru în ceea ce reprezintă sufletul și roțile care se învârt. În prima parte a emisiunii am vorbit că în Kabbalah se vorbește despre suflet care este, care este format de, din, cinci, din cinci niveluri și aceste cinci niveluri au niște, au cuvinte, ele toate sunt în aramaică veche și culmea este că în limba ebraică, chiar și în limba ebraică modernă, trei dintre cele cinci nume ale sufletului sunt folosite în viața de zi cu zi. Aici, în 1%, unde noi ne tăvălim de durere, unde nu mai e chef, unde se instalează depresia, unde nu mai putem, vorbim de ceea ce se numește nefeș, ruah este zona aceea în care, prin spiritualitate, prin dăruire, prin truma, prin ce spuneam, prin donații, prin caritate, ne legăm de emoții și de moralitate, avem neșama, zona aceea în care urcăm când facem meditații, avem partea de hia care e foarte important. este viața transcendentală, când urcăm și ajungem un undeva intrăm așa în stare de semitransă și Ehida este cel mai înalt nivel al, al, sufletului, acolo unde noi ne unim complet cu Dumnezeu. Ei bine, aceste uniri cu Dumnezeu sunt posibile, iar sufletul, pentru că a fost creat de Dumnezeu, a venit pe această lume în tendința și dorința lui ca în fiecare acțiune și în fiecare lucru pe care îl face să-l găsească pe Dumnezeu, să se poată conecta cu Dumnezeu, să poată crea în tot ceea ce face cu Dumnezeu nu are rost o viață în care suntem victime, în care ne autobicim, în care ne autoflagelăm, pentru că fără suflet fericit, viața noastră este o viață ternă, este o viață care este egală cu sine însăși, fără, fără entuziasm, fără aceste sinusoide extraordinare care sunt date de lumină, atunci când importăm lumina, să zicem importăm, facem, coborâm lumina din din lumile superioare sufletul este totul sufletul este motorul suprem și din momentul în care ne naștem da fetele până la 12 ani băieții până la 13 ani au sufletele la părinți, la mentor, la cei care se ocupă de ei, după care intrăm în posesia propriului suflet și când intrăm în posesia propriului suflet, tot ce avem de făcut este să ne alimentăm sufletul cu tot ce avem nevoie și atunci când suntem fericiți, o facem preventiv, o facem pentru că dorim să creștem acest vas și nu doar atunci când suferim, când nu știm că nu avem, când nu știm cum să ne purtăm. Este atât de important sufletul. Fără suflet, nu există viață, nu există iubire. Nu există nici măcar moarte, pentru că tu ești deja mort când trăiești. A umbla în decursul vieții ca o mortăciune vie este cea mai mare risipă de energie, de timp, de bani, de fericire. Viața este cel mai de, cel mai prețios lucru pe care l-am primit, iar viața, motorul esențial al vieții, este ținut de suflet. Fără suflet, viața, fără conștiința sufletului, viața nu are niciun rost cu adevărat. Avem perioade în viață când simțim asta mai mult, avem perioade în viață când simțim asta mai puțin. De aceea, vă invit în fiecare dimineață și în fiecare seară la meditațiile deschise: acolo este meditația genezei, meditația care reconstruiește sufletul, meditația care pune de fiecare dată câte o cărămidă pentru a putea să trăim o viață fericită, o viață plină de satisfacții, așa cum am fost construit și cum ne-a fost menit de, de lumină să avem parte în această viață. Vă mulțumesc că ați fost cu noi în această, și în această seară la emisiunea Cabala 100%. Vă aștept să fiți parte din comunitatea emisiunii pe Facebook, Cabala 100%. Ne întâlnim cu drag săptămâna viitoare. La revedere!